Cosmin, bine ai venit la Academia Hagi. Spune-ne, în primul rând, de unde vii tu? Unde ai evoluat până acum? În primul rând, bine v-am găsit și am evoluat în Suceava. La primul club al meu a fost Sporting Suceava. Apoi au fost niște probleme cu antrenorul și ne-am mutat la cea cu Covira. Cum ai aflat prima oară despre Academia Hagi? Prima oară am aflat de pe internet. Am văzut că s-a invitat în 2009 și am zis că vreau să ajung și eu aici și să joc. Și cum ai ajuns aici? Păi a fost lotul național, a fost preselecție la lotul național și domnul Șchiocu, de la antrenorul de la 2000, m-a văzut și la Udobești și la Măgoșoare. Și m-a întrebat dacă nu vreau să vin la Academie. Și eu am fost foarte încântat. Cum ți se pare aici la Academie? Ești de aproape lună, nu? Cam așa? Da, 3 săptămâni. 3 săptămâni. Cum este la Academie față de cum era clubul tău? Mult mai organizat aici, este mult mai frumos. Antrenamentele sunt mai frumoase, dar și mai grele. Ce așteptări ai pentru acest prim an care te așteaptă aici în Academie? Păi aș vrea să evoluez cât mai bine, să progresez, să joc și să ajung la lotul național. Ce știi despre Gheorghe Hagi? Păi știu că a fost cel mai bun jucător atunci din anii lui. A jucat cu mijlocaș ofensiv. A câștigat 3 cupe mondiale. 3 campionate. A lucrat 3 campionate mondiale. Și acum am înființat această academie care este cea mai bună din țară. Tu pe ce post te golezi? Atacant lateral. Și ai un idol? Da, idolul meu este Neymar. Unde te vezi peste 5 ani și dacă nu chiar peste 10 ani? Unde ți-ai dorit să ajungi? În primul rând ar vrea să joc în Liga 1, la Steaua București, iar mai apoi la o echipă cât mai renumită din Europa. Succes! Mulțumesc!